Bună ziua, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Digital Job Power by Școala Informală de IT, emisiunea care va aduce în fața ochilor și urechilor povești de succes din domeniul IT, fie ele din zona celor care aspiră spre culmi, fie din zona celor care au ajuns deja acolo și continuă să tot urce, să tot urce, să tot urce, să se înalțe. În ediția de astăzi vreau să vă prezint o poveste de succes, care de asemenea vreau să fie cel puțin inspirațională pentru mulți dintre voi care acum urmăresc, sper, emisiunea sau urmează să o urmărească în reluare pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT. O poveste de succes, spuneam, pentru că până la urmă, cum bine spunea și Napoleon Bonaparte, fiecare soldat are bastonul de mareșal în raniță. Iată de ce vreau astăzi să vorbim despre grupul de firme Active Power Solutions, APS, controlat de antreprenorul Cătălin Chiș din Cluj-Napoca, grup care a cunoscut în ultimii ani creșteri semnificative, marcând cifre de afaceri de peste 12 milioane de euro în 2018 și peste 15 milioane de euro în anno domini, în care ne aflăm și în care, iată, avem multe semne de întrebare deasupra capului nostru, 2020. Deci, iată că unii pot, ia să aflăm noi în ce fel și cum, am zis. Grupul de firme APS este format din Active Power Solutions, distribuție servicii telecom și integrator ITNC, Life is Hard, dezvoltator software, Graffiti PR, agenție de PR, Noah Watches, producător de ceasuri de lemn și Dogstar, platformă online pentru consultații medicale. Compania Active Power Solutions, de la care a pornit construirea grupului APS, este axată pe dezvoltarea de soluții integrate de tehnologie și comunicații, acestea contribuind la digitalizarea business-urilor din diferite domenii. Și acum, dacă am intrat puțin în subiectul emisiunii de astăzi, dați-mi voie să vă prezint invitatul de astăzi, nimeni altul decât chiar domnul Cătălin Chiș, inițiatorul visului devenit realitate, fondatorul APS. Domnule Chiș, bună ziua! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră. Și eu mulțumesc că v-ați răpit o oră din timp să stăm, să vă smulgem secretele, ca să zic așa. Pentru început, aș vrea să-mi spuneți care este, de fapt, pe scurt, istoria grupului APS privită prin ochii, iată, inițiatorului său. Mi-aș dori să smulgeți secretele, pentru că cu ocazia aceasta le-aș afla și eu. Și nimic nu ar fi mai frumos ca să-ți descoperi propriile tale secrete, ascultându-te vorbind într-o emisiune. Aș putea să vorbesc foarte mult pe subiectul acesta, dar am să vă zic câteva povești și, în primul rând, am să vă spun o poveste ce m-a motivat să încep acum mulți ani de zile. Și povestea motivației personale a fost că îmi doream foarte mult să nu mă trezesc dimineața. Îmi doream să merg la birou, la serviciu, la orice oră vreau eu, fără să am un program foarte ferm și foarte bine fixat, pentru că mă consideram o persoană foarte responsabilă. Desigur, am obținut foarte multe alte lucruri, mai puțin acest lucru. Adică ajung la birou foarte devreme, chiar dacă nu sunt la birou, plec ultimul de la birou, chiar dacă nu sunt la birou, și viața se desfășoară foarte mult în jurul biroului. Mă Până la urmă, trezesc pe cum e? Scuzați-mă, domnule Chișă, you win some, you lose some. Și ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să nu ți se îndeplinească. să ți se îndeplinească chiar mai mult. Mai mult, exact, corect. Cam asta a fost motivația începutului sau primului pas pe care l-am făcut în zona antreprenoriatului. Desigur că la început lucrurile nu s-au legat mai deloc, dar totuși pe parcursul primilor ani de început al activității, declicul mare s-a întâmplat când am obținut un job de șofer. În momentul Deci, în iată, care a trebuit de... să aleg între a fi șofer profesionist sau a dezvolta în continuare businessul pe care îl începusem de câțiva ani de zile. Deci n-am greșit, am spus bastonul de mareșal. Puteam să spun la fel de bine și schimbătorul de viteze, pentru că se potrivea foarte bine. Pornim de acolo și iată unde ajungem.
Vă ascult și aproape că notez. Vă rog frumos. A fost un moment critic sau culminant în dezvoltarea dezvoltarea mea antreprenorială. Până la urmă am decis să construiesc în continuare business-ul, schimbând anumite paradigme a lucrurilor pe care le știam în momentul respectiv și am refuzat o mașină care la vremea respectivă mi se părea o mașină de lux. Care a fost insight-ul pe care l-am avut în momentul respectiv a fost faptul că am luat o decizie mare și majoră de a nu mai face toate lucrurile pe care le făceam. În momentele respective eram omul bun la toate în companie. De la aprovizionare, de la livrare, de a merge la clienți, de a dezvolta soft, de a construi rețele și proiecte pentru clienți. Eram persoana omniprezentă în companie. Momentul respectiv a marcat, de fapt, un nou început, în momentul în care am decis să fiu doar dezvoltator de business sau doar constructor și a nu mă ocupa de toate lucrurile pe care le făceam până atunci. A presupus un efort foarte mare pentru că în schimbarea de paradigmă sau de construcție a trebuit să angajez mai mulți oameni. A trebuit să încep să învăț, să deleg, să las din lucrurile pe care le făceam către echipa mea. A fost un moment în care am învățat ar trebui și trebuie să am încredere în cei pe care eu i-am ales să mă ajute în demersul de a construi ceva. A fost foarte greu. Asta vreau să vă întreb. Ați avut noroc? Ați găsit oameni în care să vă lăsați, să aveți încredere? Aici am putea intra într-o percepție filozofică. Cred că cu toți oamenii sau marea majoritatea oamenilor sunt ok sau suntem ok și putem avea încredere în ei. Dar de cele mai multe ori, din rolurile de manager sau de constructor pe care le avem, fricile personale ne împiedică de a avea încredere în cei cu care lucrăm. Dar nu încrederea din perspectiva integrității, a valorii integrității, ci din încrederea a faptului că noi știm mai bine decât oricine ce ar trebui să facem în businessul nostru. Vorba aceea, domne, trebuie să faci cu mâna ta. Dacă vrei să iasă bine, trebuie să faci cu mâna ta, nu cu mâna exact. Ta. Dar pe parcurs am descoperit că mâna altora fac lucrurile mult mai bine decât mâna noastră. Ce mă motivează, cred că aș mai dori să vă spun, dincolo de faptul că ce m-a motivat să încep, ce mă motivează să continui în demersul acesta, deși și acum, după ce am ajuns la oarecare maturitate a business-urilor, în continuare sunt foarte multe frici pe care le am. Foarte multe lucruri pe care le învăț în demersul meu. Cred că mă motivează foarte mult faptul că am încredere în echipa mea. Am încredere în partenerii cu care am început să construim business și faptul că împreună putem face ca suma să fie pozitivă. Astfel încât punând 1 plus 1 să ajungem la formula magică, 1 plus 1 ne dau 3. Mă bucur foarte mult în momentul în care văd câte demersurile pe care le-am întreprins sau le-am început împreună cu echipa mea se finalizează. Și vedem cum crește încrederea unul în altul pe parcursul drumului. O să revin un pic la întrebarea inițială. Istoria grupului. APS. Deci până la urmă, cum am ajuns să avem atâtea linii de business în grupul APS? Da, e o întrebare pe care o primesc foarte des, cu atât mai mult cu cât liniile de business sunt foarte diversificate și ar părea de multe ori că nu au nicio legătură cu unele cu altele. Corect, de la ceasuri, de la IT, de la medical, la publicitate. Da, undeva în anul 2005-2006 am avut o viziune divină, să-i zici. Exagerez, normal că exagerez, dar m-am putut abține. Și viziunea respectivă spunea ceva de genul acesta. Orice companie are nevoie de diferite servicii pe care le poate externaliza. Unul dintre serviciile pe care îl poate externaliza, dacă nu e core business, este serviciul de IT. Un alt serviciu pe care ar putea să-l externalizeze este serviciul de training sau de HR, dacă nu e core business.
Un alt serviciu ar putea să fie partea de financiară pe care ar putea să o externalizeze. Sau de ce nu marketing sau comunicare? Sau de ce nu chiar mecanisme de sales? Și în momentul respectiv s-a conturat cumva așa un plan de a avea și a construi un ecosistem. Asta era undeva în 2005-2006. Ne știm foarte clar cum ar trebui să arate sistemul respectiv, doar că la nivel de draft de hârtie, apăreau niște cercuri concentrice în care desenam fiecare activitate pe care orice companie ar putea să o externalizeze. Ulterior, undeva prin 2009-2010, în perioada de criză, după criza din 2008, așa am avut o discuție cu o prietenă și îmi spunea: Cătălin, înțeleg, modelul tău e foarte frumos, matematic și foarte organizat și înțeleg ce vrei să faci, dar nu înțeleg de ce nu gândești în pătrățele și de ce gândești în cerculețe. Și m-am uitat la Sânziana, Sânziana o cheamă și zic, incredibil, ce diferență o fi între un cerc și un pătrat în schema pe care o am eu. Dar am luat feedback-ul respectiv, am mers acasă, după o perioadă de timp am început să desenez tot ceea ce înțelesesem din cerculețe în pătrățele. Aceleași lucruri, doar că pus în pătrat. Am observat 2-3 ani de zile mai târziu că business-ul s-a dublat. Deși comportamentul la momentul respectiv părea că n-are nicio, nu schimbasem absolut nimic. Într-o discuție ulterioară, doar un pic, ceva s-a întâmplat și nu știu ce, Va vedem că într-o discuție ulterioară cu un prieten la o bere, în care i-am explicat, fii atent ce chestie minunată am făcut din cercuri, am trecut în pătrățele, s-a uitat Ciprian la mine și mi-a spus, mă, ce nu înțeleg eu, de ce nu ți-l desenez într-un cub? Bă, incredibil. După 3-4 ani de zile trebuie să-mi schimb din nou reprezentarea geometrică a formelor de gândire a business-ului. L-am schimbat în cub, câțiva ani de zile mai târziu s-a mai dublat odată cifra de afaceri. Acum sunt în modelul cub și încerc să văd dacă din modelul cub singur, încă n-am găsit o discuție similară pe care să o am cu cineva, nu aș putea să-l complic mai mult și să vedem dacă putem să-l dublăm. V-aș recomanda, știți cum e, tetrahexaflexagon. Constat cu uimire dacă tot să vă dau idee așa ca să vă fac nopțile albe, sau sticla lui Klein, e o suprafață care nu are nicio suprafață 3D care nu are nicio suprafață, de fapt e un paradox, sau banda lui Möbius. Dar să nu intrăm în partea asta, dar mă gândesc cu surprindere cum iată forma perfectă cercul. De fapt, în zona asta se dovedește a fi pătratul. Nu este forma perfectă cercul, ci pătratul și de acolo mai departe cubul. Da, desigur că e sau o poveste personală pe care o am și e o abordare subiectivă a lucrurilor, doar că la mine în cap, în momentele respective, s-au întâmplat niște lucruri pe care aș putea să vi le spun dacă am avea foarte mult timp la dispoziție și aș putea beneficia de un flipchart să vă desenez, să vedeți la ce concluzie am ajuns. Ideea este că din schimbarea schematică a business-ului și urmărind același lucru timp de din 2005-2006, adică în 15 ani de zile, de la un business de 1 milion de euro, lucrurile au crescut foarte mult și s-au dus în aproape toate direcțiile pe care mi le-am dorit. Din același ciclu, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Acum, multe lucruri s-au întâmplat, ar zice unii, și contextual, pentru că nu e așa, contextul este un lucru foarte important în viața noastră, deși tindem de multe ori să ignorăm acest lucru și să atribuim valoare foarte mult pe propria persoană, dar pe cât de important e propria persoană, e important și contextul în care ne aflăm și momentul. Unele lucruri s-au întâmplat în mod articulat, unele lucruri s-au întâmplat contextual, dar toate au făcut parte din aceeași desenare geometrică a planului scris acum 15 ani de zile aproape. Mai lipsesc foarte puține lucruri. Anul trecut am intrat și în zona financiară, deci avem o companie în grup și din zona financiară. Deci cumva, încet, încet, suntem pe drumul cel bun în atingerea planului pe care l-am avut de a construi un ecosistem de companii care pot să ofere oricărui IMM soluții integrate. Readuc aminte celor care au intrat mai târziu și n-au prins începutul emisiunii că vorbim de grupul de firme Active Power Solution, care în 2018
a marcat cifre de afaceri de peste 12 milioane, milioane de euro și peste 15 milioane, tot milioane multe zerouri de euro în 2020, anul în care iată ne aflăm. Despre genul ăsta de cifre vorbim în momentul ăsta. Am o listă de întrebări, dar mi-ați ridicat multe mingi la fileu, domnule Cătălin Chiș. Vreau să vă întreb, credeți în, ați spus contextual, au fost niște, credeți și în puțin noroc, în business, adică au fost planetele în zona aia, a fost, sau e doar contextual, puținul acel noroc nu contează, un chelcășoz, un dram. Când se aliniază planetele, ca să zic așa, în ghilimele. Cred că există și un dram de noroc. Deși am putea intra într-un debate ce înseamnă norocul acesta și cum am putea să-l definim sau cum îl definește fiecare dintre noi, cum îl simte în spectrul vieții largi, norocul acesta. Dar pentru a putea avea succes pe termen mediu și lung, cred că trebuie să fii ușor pregătit, să nu zic foarte pregătit, de a beneficia de acel context favorabil în care te afli. Adică poți să ai noroc cu carul și să fie lângă tine tot contextul favorabil, doar să nu știi să-l găsești sau să nu fii pregătit pentru momentul respectiv. Îmi aduc aminte la începuturile, încă nu aveam prima companie și discutam cu un domn neamț și explicam de competențele mele strălucite pe care le am în domeniul proiectării rețelelor de calculatoare și că am făcut rețea de calculatoare de peste 500.000 de mărci și ceream un proiect de la el, neavând firma, în jur de 200-300 de mii și mi-a explicat domnul respectiv, Cătălin, cine e în spatele tău? Înțeleg că tu știi să faci, dar cine e în spatele tău? Nu poți să-ți las proiectul așa de mare pe mâinile tale pentru că n-am nicio garanție. Cumva eram norocos că îl cunosc și pe domnul respectiv, cumva eram norocos că aveam și competențele necesare, dar cumva nu puteam fructifica acel context pozitiv pentru faptul că nu aveam o echipă în spatele meu sau un nume care sub un brand sub care să acționez ca și atare. Deci, cred că ai nevoie de noroc. Cred că ai nevoie și de context favorabil. Cred că trebuie să fii și pregătit și trebuie să fii și abil în același timp de a folosi toate lucrurile în momentul respectiv, astfel încât să fie de succes. Și să nu treacă pe lângă tine, să le vezi și să le apuci. Și până la urmă, rămâne valabil. Atenție, faptul că trebuie să ai și puțin noroc nu elimină norocul și îl face omul cu mâna lui. Nu, în niciun caz. Se completează, aș spune. Credeți în business-ul des aplicat în România? Dom'le, fac o firmă astăzi, fac un chelcășos, dar vreau profit mâine, poimine. Bine, hai, peste 3 luni, dar gata. Interesează. Dacă cred că acest model este modelul fericit de business de urmat. Nu cred că cele mai multe dintre business-uri nu pot să aibă așteptările acestea. Astfel încât în următoarele 3 luni de zile, 6 luni de zile, 12 luni de zile să aștepte profit. Dacă nu pleacă cu o idee foarte clară și ca și o derivată a unui business existent, de unde deja se primească o serie de competențe, know-how, clienți și absolut tot ecosistemul de care ai nevoie, puțin probabil să scoată profit în primii ani de activitate. E la limita subzistenței cam cele mai multe dintre business-uri. Unul dintre lucrurile pe care le-am observat atât la mine în perioada inițială, cât și la cei cu care discut foarte des, fiind axat în zona antreprenoriatului și fiind participant în multe zone, în multe business-uri antreprenoriale, antreprenorii sau cei care inițiază, pe ei nu se trec cu salariu. Deci ei nu au salariu, nu au costuri în prima parte a business-ului respectiv și încearcă să-ți demonstreze pe un P&L cât de profitabil poate să fie business-ul lui în condițiile în care el și cu familia lui și cu încă 5 prieteni vor lucra pe gratis următorii 3 ani de zile ca să-l construiască. Deci puțin probabil ca acel business să fie profitabil din primii am de activitate, atâta vreme cât abordarea este, ok, eu muncesc, dar muncesc pe gratis pentru business-ul meu. Aș ridica aceeași întrebare de ce nu am avea atunci și angajați care să vină să lucreze pe gratis în business-urile noastre, ținând cont că peste câțiva ani de zile, când totul va fi frumos, ne vom întoarce către ei și vom plăti regește.
Aș da niște exemple, dar nu e momentul acum, pentru că știu niște firme care practică sistemul ăsta și nu sunt puține în continuare. Și oamenii vin și muncesc, dar mă rog, nu despre asta vorbim, vorbim despre succes. Spuneți-mi, care credeți că a fost cheia succesului dumneavoastră și a grupului APS pe care îl conduceți? Cheia sau cheile? Sau, Deci, cred că m-aș referi la trei dintre ele, pe foarte scurt. M-am uitat de fiecare dată la fiecare partener, la fiecare om cu care am discutat și am construit business-ul ca la un partener de business. Tot timpul m-am raportat la colegi, la angajați, la parteneri, ca fiind parteneri, dincolo de orgoliile care la un moment dat au ieșit sau n-au ieșit în. La iveală. Consider că orice relație poate să aibă un dram de succes mai mult dacă ne uităm unii la alții ca fiind parteneri în discuția respectivă. Indiferent că vorbim despre angajați sau despre clienți sau furnizori în abordare. M-am uitat la oameni ca fiind constructori, ca având capacitatea să construim. Și ceea ce e foarte important pentru mine, cam în toate, nu cam în toate, deci în toate relațiile pe care le am cu toți partenerii mei, ne ghidăm și încercăm să avem aceleași valori comune. Și una dintre valorile comune pe care eu o apreciez în mod deosebit este onestitatea sau integritatea. Putem rezolva absolut orice, de atâta vreme cât suntem onești unii cu alții, putem crea punți de construcție foarte temeinice și indiferent ce probleme vom avea în viitor, cu siguranță acestea vor dăinui. Și cred că al treilea punct sau cheie care a contribuit la creșterea grupului, nu știu dacă l-aș denumi chiar ca și succes, dar dintr-o anumită perspectivă are un succes, este faptul că în toți acești 15 ani de când vă spuneam că am început a desena cercuri pe hârtie, esența construcției a rămas aceeași, indiferent de derivatele respective. Adică aceeași esență și aceeași îndrăgire de a obține, de a construi în jurul ideii respective. Deci dacă ar fi să rezum, ar fi faptul că oamenii sunt parteneri, cu toți cu care discutăm, avem valori comune și încercăm să ne aliniem în permanență pe valorile respective și încercăm să ne urmărim drumul pe care l-am desenat acum mulți ani de zile, chiar dacă e greu și ne mai abatem câteodată, dar cumva ne întoarcem la el de fiecare dată când putem. care va să zic că factorul uman este un factor critic de succes în rețeta succesului grupului APS. Factorul uman cred că este critic în aproape toate procesele vieții noastre. Unele business-uri depind mai mult de oameni, alte business-uri depind mai mult de sisteme. Noi așa, suntem într-o eră în care discutăm de foarte mult digitalizare, despre AI, despre BI, toate Roboții, lucrurile vin au din nou pro. roboții și o să ne ia locurile de muncă. Da, asta e o să vă zic o poveste dacă o să avem timp pe roboții ăștia cu locurile lor de muncă. Da, oamenii sunt foarte importanți, așa cum am zis adineauri. Și sunt critici în pozițiile pe care le au. Și calitatea de a fi om e un lucru mare. Ați avut momente Povestea cu roboții, ca să închid bucla, cu să nu cumva roboții, la da, vă rog, vă rog. robotizarea, discutam cu un amic neamț, acum mulți, mulți ani de zile, tot așa prin 2005, și îmi spunea care era filozofia, din perspectiva lui, filozofia dezvoltării Germaniei. Și încerca să-mi explice cum obiectivul Germaniei pe termen mediu și lung, pe termen lung și foarte lung, este ca oamenii, cetățenii nemți, să își crească nivelul de competențe în toate industriile devenind foarte creativi sau devenind creativi. Și că lucrurile sau joburile care nu vor avea
foarte multă creativitate, vor fi lăsate pentru alte națiuni care se vor ocupa cu acel subiect. Și mă uitam la el acum 15 ani și ziceam, bă, ok, e o perspectivă interesantă, deși în același timp, uitându-mă la industria Germaniei care e în top în permanență, deci cumva avea sens toată discuția respectivă. Dar roboții ne vor înlocui pe multe dintre joburile pe care le facem astăzi și în special acolo unde sunt activități repetitive. Dar în activitățile unde avem nevoie de a fi oameni, gen, avem nevoie să oferim empatie sau avem nevoie să fim creativi și mergem și în zonele de IT unde avem nevoie de foarte multă creativitate sau în zonele de marketing sau găsim în zonele de tehnologie, deci acolo nu vom putea înlocui oamenii. Deci acolo vor rămâne în poveste. Deci eu nu mi-aș face foarte mari griji pentru mine că voi rămâne fără job, atâta vreme cât preocuparea mea constantă este să devin din ce în ce mai bun și mai creativ în domeniul pe care l-am ales și să fiu atent la lucrurile care se schimbă. Adică să vedem și lucrurile de jur împrejurul nostru, nu să pornim cu o idee, să avem ochelarii de cal și noi, mămică, eu asta știu, Pălincă și Mărișica, cum spunea Toma într-o scenetă la un moment dat, marele Toma Caragiu, eu asta știu, eu asta fac. Noi facem asta din familie, din tată, din străbunic, din fiu, din de pe vremea dacilor și asta facem, asta știm, nu ne schimbăm. Și lucrul acesta merge poate pentru o generație, pentru două, pentru trei, dar s-ar putea ca la un moment dat lucrurile respective să nu mai funcționeze. Iar zilele în care trăim acum sunt niște zile cel puțin interesante. Tot am discutat de subiectul acesta adineauri, unde schimbarea este la ea acasă. Deci cred că ar trebui să devenim extrem de agili și atenți la tot mediul înconjurător, astfel încât să ne găsim și să fructificăm oportunitățile care cu siguranță vor apărea. Și să le facem astăzi. La fiecare emisiune Digital Job spun despre oportunitățile care sunt astăzi. Mâine vor fi și mai mulți care o să vadă oportunitățile, poi mâine și mai mulți și în mod exponențial. Eu zic să ne grăbim și să vă grăbiți până la urmă cei care priviți și aveți de gând să. Spuneți-mi, investește grupul APS în pregătirea personalului propriu sau bugetele de training au fost între primele reduse sub efectul crizei pe care o trăim în prezent? În general, în perioada de crize, cele mai multe dintre companii opresc investițiile în partea de training personal și în partea de marketing sau de comunicare. Cele mai multe, nu toate. Sunt unele companii care în perioada aceasta găsesc oportunități de dezvoltare. Noi ne-am dus foarte mult în perioada aceasta și am fost foarte atenți în perioada aceasta de COVID, la faptul că presiunea foarte mare de înțelegere pe noi a fost înțelegerea distanțării sociale sau distanțării fizice. Încă nu mi este foarte clar cum ar trebui să folosim acest termen. Pentru că am observat faptul că, deși cumva ne-am distanțat fizic, nu ne-am mai întâlnit la birou, nu ne-am mai întâlnit la cafenele, în sală de ședințe, tehnologia modernă, gen Zoom, Skype, Teams, Google și alte platforme au crescut exponențial. Avem nevoie de conectare și am început să discutăm mai mult unii cu alții. Deși se pierde foarte mult, sau se spunea că se pierde foarte mult din contactul uman, faptul că discutăm prin intermediul unui ecran, cel puțin așa zicea în partea înainte de COVID, așa am descoperit acum că avem o disponibilitate mai mare de a ne conecta cu interlocutorii noștri, chiar dacă avem un ecran în față. Cumva disperarea aia de a fi aproape de cineva, de a vedea și la capătul firului, chiar dacă nu poți să pui mâna pe el, este un om care are emoții și trăiește aceleași traume pe care le trăiești și tu. Și cumva, în perioada aceasta ne-am concentrat foarte mult pe acest subiect, de a avea grijă de colegi, de a ne conecta cu cât mai mulți și cât mai bine, iar împreună cu toți clienții și partenerii noștri, astfel încât să facem lucrurile să funcționeze. Cred că este și un motiv pentru care, cel puțin până în perioada aceasta, și acesta, nu-i singur, dar și acesta e unul dintre motivele pentru care, în perioada 2020,
Cred că pe undeva domnul Cătălin Chiș, NIST. iată, acum vă aud din nou. Gata, aveam o mică trepidație de ecran și sonor. Ați revenit alături de noi, împreună cu noi. Vă rog. Da, nu mai știu unde am rămas. Vreau să vă Când spun, vreți. până preluăm un pic ideea, apropo de exemplul distanțării sociale și distanțării fizice, ca un paradox care, iată, distanțarea fizică ne-a adus ceva mai aproape în social, chiar dacă suntem de la ecran la ecran, într-una din excursiile, la un moment dat, în negura timpurilor, în Norvegia, într-o iarnă, citisem și toată lumea știa, nu-i așa, în Norvegia rata sinuciderii este foarte mare, pentru că norvegienii, iarna, e o iarnă foarte lungă, 6 luni de zile se închid în casă, nu mai iese nimeni și o iau cu capul, cum s-ar spune pe la noi. Se dau capul de pereți, stau săraci. Și am vorbit cu niște norvegieni și au spus, nu e adevărat, domnule, noi iarna, și într-adevăr așa era, aprindem luminițele, stăm mai mult cu familia, ne bucurăm mai mult de timpul petrecut împreună, ne vizităm vecinii de aici, de la mine de acasă până la celălalt. Interacțiunea unii cu ceilalți în izolare, culmea, era mai mare decât era în mod normal în zilele de lucru, în care rutina de dimineață până seara, muncă, muncă și iar muncă. Bine, și acum e. Dar și aici sunt niște paradoxuri. Revin să vă întreb. Rog. La planurile de extindere ale grupului APS, aceste planuri continuă și în vremuri mai tulburi, ca cele pe care le trăim acum? Și dacă da, ce sectoare noi de activitate vizează aceste planuri și de ce ați ales acele sectoare? Continuăm să ne dezvoltăm. Și în anul acesta și suntem ancorați în piață căutând parteneri cu care să construim în permanență. Așa cum v-am zis, inițial avem sau aveam un plan sau o schiță desenată acum mulți ani de zile, care încă nu e completă. Pe de o parte trebuie să închidem acea schiță, iar pe de altă parte fiecare actor sau fiecare partener din schița respectivă urmărim să-l ajutăm și împreună să ne ajutăm astfel încât să dăm valoare mai mare grupului sau partenerilor implicați în grup. Nu ne uităm în sectoare suplimentare față de cele în care ne activăm în momentul de față. Suntem foarte ancorați în partea de digital și suntem atenți la tot ceea ce se întâmplă ca și fenomen în partea de digitalizare, că se numește digitalizarea proceselor economice dintr-o companie. Sau ne uităm la telemedicină ca și parte de digitalizare a întregului proces, sau ne uităm la partea de influencer marketing, unde suntem foarte prezenți. Deci, cumva ne uităm în sectoarele de digitalizare și de a construi și a ridica ecosistemul în care activăm în momentul de față. Mie mi se pare că grupul APS este foarte legat de partea umană și nu pot să trec când la întrebări strict tehnice, ca să zic așa, cât și la întrebări puțin personale, dacă îmi permiteți. Ați avut momente, domnule Cătălin Chiș, când ați spus gata, e prea mult, nu mai vreau, renunț. De ce vă întreb lucrurile astea? Pentru că tot sunteți inspirațional pentru cei care privesc într-un fel sau altul. Și nu pot despărți APS-ul de dumneavoastră, adică și tot caut acea, ce spuneam la început, secretul, să smulgă cum se întâmplă lucrurile, că și noi vrem să facem, și noi vrem să reușim, și noi ne-am dorit să fim acolo, sus. Ați avut momente când ați vrut să renunțați? Sunt și momente de genul ăsta în viața unui antreprenor de succes? Zâmbesc un pic. E constant întrebarea asta și nu numai că am avut și am. E constant. Sunt momente când ești obosit. Am început să citesc fragmente din Sapiens și mă uitam cu niște ochi diferiți astăzi față de ieri la un paragraf care spunea cumva că în Revoluția Agrară spicul sau grâul a domesticit omul. Și încercând să fac o paralelă, să-mi dau seama oare pe mine ce mă domesticește, lăsând și gândindu-mă la acel spic sau la acel grâu ca o metaforă a vieții noastre.
Da, sunt momente când obosești și zici, gata, nu mai poți. Dar întorcându-mă la una dintre întrebările dumneavoastră inițiale, motivația faptului că putem, că pot, împreună cu partenerii mei să construim și să încercăm să ne atingem limitele, e foarte puternică. Și depășim sau depășesc și depășim împreună momentele de slăbiciune când zici, gata, nu mai merg mai departe. E un proces dureros să încerci să-ți atingi propriile limite, ca și poveste, și la un moment dat și probabil vârsta începe să spună cuvântul și să te gândești că poate ai făcut suficient. Dar când îți dai seama că mai poți face încă un pic, parcă, hai că mai împing lucrurile dincolo de oboseala pe care o am. Asta era o întrebare complementară. Am mai urcat o treaptă, dar mă, mai sunt niște trepte. Sunt foarte obosit, dar parcă aș mai urca și treapta asta. E un mini-drog? Nu, te poți opri să urci încă o treaptă, încă o treaptă, încă o treaptă. Bineînțeles, te poți opri, te poți odihni și să spui, gata, până aici, sunt mulțumit cu mine, viața mea este minunată, am o familie, am făcut foarte multe lucruri față de alții, wow, cât am văzut, cât am făcut, uite, am oameni pe care în spate echipa. Da, dacă aș mai urca treapta asta. Aș aduce o notă suplimentară la discuție. Și nota suplimentară ar fi o poveste biblică care să completeze acea motivație. Poveste biblică cu care, sau pe care i-am spus-o de foarte multe ori fiului meu cel mare. Și este povestea talanților. Dincolo de faptul că la un moment dat tot jocul acesta de business, sau mă rog, toate acțiunile de business pe care le facem devin un joc și este un drog permanent pe care îl ai. În același timp este dublat și de faptul, cel puțin personal, de acea poveste a talanților sau a talentelor pe care le avem fiecare dintre noi, pe care cumva, într-o formă sau alta, trebuie să le punem în slujba noastră cât mai bine și în slujba celor de lângă noi. Dacă cel de sus, mistic vorbind, ne-a înzestrat cu anumite talente prin care putem să generăm și să creăm bine pentru noi, și pentru cei de lângă noi, tot mai mult, cumva cred că este de datoria noastră să o facem no matter what. E cumva un dat, dacă vreți să intrăm în zona respectivă, sau mă rog, făcând paralela cu partea de divinitate și de zona mistică a lucrurilor. Credeți în destin? Dacă tot am ajuns aici, hai că nu pot să vă întreb acum mai despre IT, pe bune, spuneți despre divinitate și eu vă dau cu IT-ul peste ochi, adică really. Credeți în destin sau în omul își face destinul? Vorbeam tot așa la un moment dat. Este o carte care mi-a marcat Alesul se numește, mi-a marcat cumva copilăria și după aia crezul personal în viața de zi cu zi. În cartea respectivă spune că fiecare gest pe care îl faci dă naștere altor gesturi pe care urmează să le faci sau să iei decizia. Deci cred că destinul cumva ne-l facem noi în contextul în care suntem. Nu avem vizibilitate pe tot drumul, pe tot parcursul vieții noastre, dar pentru perioade scurte de timp și pentru fiecare decizie pe care o luăm în momentul prezent, avem vizibilitate și știm că dacă facem un lucru astăzi, vom avea următoarele acțiuni sau reacțiuni în viitorul imediat apropiat. Și cumva mergem făcând, acționăm în povestea respectivă. Deci cred că noi ne desenăm propriul destin. Avem o mulțime de opțiuni și în funcție de preocuparea pe care o avem pentru subiectul acesta, unii mai conștient, alții mai inconștient, putem să ne construim cumva destinul sau viitorul. Auzeam pe cineva spunând sau citind dintr-o carte, dar cred că e o vorbă celebră, că întotdeauna am știut care e drumul cel drept, dar nu întotdeauna am apucat-o pe acolo. Deci, cumva, cred că conștient sau inconștient, fiecare dintre noi știe dacă ceea ce face bine în raport cu așteptările personale, nu a celorlalți. Dar nu întotdeauna drumul cel drept e cel mai comod. Și preferăm să alegem un drum mai puțin drept, dar să fie într-o
într-un grad de comoditate mai mare și acceptabilă de către noi la momentul respectiv. După care avem remușcări sau nostalgie, cel puțin. Da, până la urmă, nu asta face parte din Constituția noastră, din definiția noastră ca oameni și la un moment dat spunem, suntem oameni, ce să-i faci? Nu? Nu suntem roboți. Suntem supruși greșelii. Da. Unii mai mult decât alții. Exact. Dar gândul contează? Gândul? Gândul în Lego, în această construcție de Lego, o piesă, încă o piesă, încă o piesă, până facem mașinuța cea mare, până facem castelul. Gândul contează? Da. Gândul, vorba, sunt primele lucruri care încep să devină materiale. Deci fără un gând nu există mai nimic. Deci trebuie să existe gând. După care trebuie să existe acel cuvânt care să definească gândul respectiv. După care trebuie pus în execuție. De la, întorcându-mă într-o zonă mai pragmat, mai de antreprenoria sau de business, dacă ieși la, sau dacă atunci când ieșeam și stăteam la foarte multe cârciumi și ascultam la o cafea, la toate mesele de lângă mine, auzeam foarte multe idei de business. Și unele chiar foarte interesante și unele chiar mi se păreau foarte potențiale de generatoare de valoare pentru toată lumea. Dar de la idee până la implementare e o cale foarte lungă. Deci o cale foarte, foarte lungă. Și atunci cumva, chiar dacă avem acel gând de care spuneam sau m-ați întrebat adineaur, chiar dacă îl rostim mai apoi, trebuie să avem curajul să și implementăm ceea ce am afirmat sau am statutat în discuția respectivă. Care discuție de cele mai multe ori are legătură cu noi înșine, nu cu ceilalți. Ați spus așa cu o doză un pic de remember. Când mai mergeam la cârcium, când mai ascultam, când eram atent la detalii, antreprenorul n-are și el o viață, n-are și el o bucurie, nu se mai relaxează. De succes vorbim acum, dumneavoastră, în anul 2020, anno domini 9 octombrie. Ba da, antreprenorii ei sunt nu beau. Oameni. Sunt și ei oameni. Da, deci toată lumea se relaxează. Am dat zis cu o notă de nostalgie, pentru că cel puțin mie personal îmi visez momentele când puteam să stau liniștit la diverse localuri sau locuri cu oameni dragi și să socializăm și să fim atenți la ce gândesc și ce spun cei de lângă noi într-un mediu informal, fără măști, pentru că ei discutau unii cu alții în povestea respectivă și nu aveau nicio problemă să fie transparente. Dar toată lumea se relaxează, atâta cât poate din constrângerile personale. Revenim la ceea ce ne-a luat vorba. Vă rog frumos pe cei care priviți să ne iertați, cu toate că iertați-ne doar pe jumătate. A fost un club de emisiune, am vrut, repet, pe parcursul emisiunii să cunoaștem atât grupul de firme APS, cât și omul din spatele grupului de firme. Și nu cunoști omul din spatele oricărui business decât dacă îți gândești un pic la cum gândește. Mie așa mi se pare. Trebuie să cunoști omul nu doar pe fațadă, nu doar pe pixel. Trebuie să-l întrebi. Aspecte generale din industria de IT. De ce merită să prospectezi un job în industria de IT, domnule Cătălin Chiș? Cred că ușor am atins punctul acesta. Prin povestea prin care spuneam că ar trebui să ne uităm în viitor, să vedem cum evoluează lucrurile. Iar industria IT este una dintre industriile creatoare de valoare și care are nevoie de foarte multă creativitate în poveste. Deci cred că un job în IT sau într-o formă sau alta, fiecare dintre noi, într-o perioadă următoare, va deveni IT-ist că vrea sau că nu vrea. Va avea cunoștințe tot mai mari despre tehnologie. Deci cumva industria de IT și marketing, unde ai nevoie de foarte multă creativitate și de folosirea a tuturor instrumentelor digitale, va avea un viitor în perioada următoare, un viitor frumos. Sunt mulți cursanți, actual cursanți și viitori cursanți de la Școala Informală de IT, cu care personal la distanță am stat de vorbă în podcasturi.
în emisiune, dintre cei care vor să ajungă la școală, care încă mai au un stres, mai au gândurile acelea. E greu să faci o reconversie, fără discuție, profesională în ziua de astăzi. Să ajungi din industria bancară să lucrezi în IT, să ajungi din industria lemnului să lucrezi în IT, să ajungi din iată multe industrii care încet, încet sau mai repede în ultima perioadă se prăbușesc și oamenii se reorientează în IT, dar au gândul acela, au o teamă de a face reconversia, de a trece spre IT. Cum i-ați îmbărbăta, domnule Cătălin Chiș? Dacă i-ați îmbărbăta? Încerc să văd cât de explicit să fiu. La fel aș putea să definesc un pic ce înseamnă zona de IT și să fim atenți la cum evoluează zona aceasta. Dacă ne uităm în piața mare a lucrurilor, IT-ul este un departament sau nu un departament, un segment de suport pentru business. Deci nu este exact business-ul în sine decât pentru cei care sunt în domeniul de IT. Dar IT-ul este, de fapt, un suport pentru tot ceea ce facem. Și atunci, cumva, ca și individ, m-aș orienta sau m-aș duce către zona de IT să înțeleg IT-ul, dar aș fi foarte atent cum pot să generez valoare cu ceea ce știu din IT pentru business-ul meu sau pentru competențele pe care le am. Cum, într-adevăr, dacă eu am fost mecanic, mașini unelte. Poate că mi este destul de complicat să merg într-o zonă de IT pe un subiect foarte larg, general, și să creez site-uri web. Dau un exemplu. Dar poate că găsesc un domeniu derivat al mecanicii în care să-mi aduc valoarea, să-mi pun valoarea, înțelegând procesul în sine, folosind industria de IT, folosind tool-urile pe care industria respectivă mi le oferă. Cred că în felul acesta putem ridica și gradul de competență pe care îl avem. Dacă vreți, ca și povestea cu acel domn neamț care ne spunea că ar trebui să ridicăm nivelul de înțelegere și să oferim servicii profesionale sau profesioniste pentru întreaga lume. Cred că pentru cei care avem deja o vârstă, s-ar putea ca reconversia să fie destul de dificilă. Nu m-aș uita și nu m-aș bloca neapărat la momentul prezent, cât m-aș uita un pic la momentul viitor. Și dacă cumva am avut norocul de neșansă să-mi aleg în perioada fragedă a tinereții un domeniu care astăzi nu mai are viitor. Cumva, cel puțin pentru copiii mei, să las amprenta ca să fiu atent ca ei să-și aleagă un domeniu care să poată să aibă viitor. În momentul când ai pierdut un meci de fotbal, nu te mai poți gândi ce ai fi putut face să-l câștigi. E pierdut. E doar așa de discuție de bere și de analiză pentru viitor. Dar cumva anumite bătălii pe care le-am pierdut personal, măcar să-i ajutăm pe cei de lângă noi, în speță copiii noștri, dacă vreți, să aleagă o meserie care poate să aibă impact în viitor și să nu ajungă în aceeași situație ca și noi. Da, IT-ul, at the end, dacă știi un pic de matematică, și nici măcar matematică cât logică, să știți că nu e așa de complicat. Dați-mi, vă rog frumos, în finalul emisiunii noastre de astăzi, Digital Job, trei cuvinte definitorii pentru succesul în orice ce întreprindem. Este o întrebare care nu mi-apare pe listă, este o întrebare care a venit după discuția cu dumneavoastră și vreau să am aceste trei cuvinte de la dumneavoastră. Mi se par foarte importante. E o întrebare destul de complicată, pentru că din suma de cuvinte care îmi vin acum în minte, mi-e greu să mă opresc doar la trei cuvinte, dar o să încerc să rămân în contextul emisiunii de antreprenoriat cumva sau de job. Cred că aș spune viziune sau gând, un cuvânt. Viziunea i-a spune eu, gând i-ați spus dumneavoastră. Mai apoi aș spune acțiune.
Așa cum v-am spus, de multe ori avem multe viziuni sau multe gânduri, dar lipsește acțiunea, în esență. Și cred că al treilea ar fi perseverența. Discutam cu un prieten și îmi spunea prietenul meu că, Cătălin, eu te pot ajuta într-un an de zile să vorbești orice limbă străină vrei tu. Și nici nu trebuie foarte mult timp de la tine, doar să asculți și să respecti programul pe care ți-l dau eu. Și am spus, ok, spune-mi, te rog frumos, să văd că dacă într-un an de zile pot să învăț orice limbă străină, înseamnă că într-un an de zile pot să devin specialist pe orice subiect al vieții care mă interesează. Și ce, fii atent. Alegeți o oră dintr-o zi, să zicem ora 18. În fiecare zi, ții minte ora 18. Și 15 minute, în fiecare zi la ora 18, faci același lucru. Înveți acea limbă străină, dacă limba străină te interesează să-ți îmbunătățești. Și îți garantez că după 365 de zile vei fi fluent în limba respectivă. Tot la el cu niște ochi și am zis, ok, ceva mai simplu, nu poți să-mi spui. Gen, uite, pot să stau 2-3 ore odată, nu pot să stau 15 minute în fiecare zi la aceeași oră, 365 de zile. Mi se pare aproape imposibil. Deci cred că cumva în viața noastră acest cuvânt își are importanța mai ales în partea de succes, indiferent în ce suntem implicați. Viziune, acțiune și perseverență. Toată lumea a reținut? Vă rog frumos, notați-vă cuvintele. Viziune, acțiune și perseverență. Mulțumesc frumos, domnule Cătălin Chiș, pentru prezența la Digital Job și pentru că ați avut bunăvoința să vă deschideți un pic cheia succesului. Sunt convins mai mult decât inspirațională pentru mulți care ne-au urmărit live și care o să ne urmărească și înregistrat pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT. Și ce să vă urez? Țineți-o tot așa că e bine, așa în limbaj uman, ca să redevenim un pic mai aproape decât depărtarea de cameră. Vă mulțumesc eu frumos! Eu mulțumesc! O zi bună și telespectatorilor noștri sau oamenilor care ne ascultă, poate sunt cei care ne ascultă și ne reauzim, ne revedem vinerea viitoare de la ora 13 la Digital Job Power by Școala Informală de IT, tot aici pe paginile de Facebook ale Școlii Informale de IT. Bye bye!